Aș vrea înainte de toate să discut puțin despre Biblie. Biblia este o carte inspirată de Dumnezeu care discută o istorie a unui popor din vechime, poporul Israel. Iar cei care cred că Biblia este istoria poporului Israel greșesc. Biblia este istoria lui Dumnezeu cu poporul Israel. Adică, în fața unei narațiuni, ca unei drame cu tensiuni, apare intervenția lui Dumnezeu, într-un fel sau într-altul, prin care noi, care citim Scriptura, din perspectiva propriei noastre experiențe, înțelegem teologie aplicată. Se zice că mai mult de 80% din Biblie este poveste, narațiune. Iar poveștile acestea sunt practica vieții. Iar Biblia și învățătura ei sau învățăturile ei au un caracter practic, nu de a face teologie. Apropo, știți ce înseamnă teologie? Teos și logia. Logia este biologia, nu? Știința despre viață. Cine poate spune că teologia, știința despre Dumnezeu, își are acoperire? Păi, dar ce știm noi despre Dumnezeu? Cine a descoperit El? Dar cum ne-a descoperit El? Și este nevoie să fac o mică explicație. Nu știu dacă n-am mai spus, dar e o ilustrație foarte utilă. Un poet, într-o primăvară, mergea prin livadă, admira florile, mirosea parfumul florilor de măr, auzea zâmbetul albinelor și odată se împiedică și când se întoarce, vede că a dărâmat, tocmai a dărâmat un castel, un bușuroi imens, pentru care furnicile au lucrat și s-au străduit și câtă muncă, câtă organizare. Și fire de poet s-a plecat spre mușuroi, s-a uitat și a simțit nevoia să spună iertați-mă, n-am vrut, iertați-mă. Furnicile mergeau încoace încolo, iertați-mă, vă rog, furnicile. Și și-a dat seama că între el și furnici este o barieră, bariera comunicării. Și atunci a scos notesul lui și a făcut o poezie, aș vrea să mă fac furnică, ca să vă pot spune vouă cât de rău îmi pare că v-am dărâmat castelul. Între noi și Dumnezeu este o distanță fals, distanță, e infinitul. Infinitul cu finitul nu are niciun fel de comunicare, niciun fel de parte, nici întreg. Spuneți-mi, și asta orice copil care știe ceva matematică, dacă din infinit scad un număr imens la puterea imensă, cât face? Tot infinit. Dacă la infinit adaug imens la puterea imensă, cât face? Și observi, spune Blaise Pascal, un mare om al lui Dumnezeu și filozof și fizician și inventator și tot ce vrei, că spune că finitul se nimicește în fața infinitului. Iar Dumnezeu cel infinit, cum putea să vorbească în limba lui de om unor furnici? Și atunci singura cale ca să se facă înțeles era să se folosească de limbajul furnicilor, atenția noastră, limbajul nostru, un limbaj care este circumscris sau limitat la experiența furnicilor. E nevoie să repet. Limbajul nostru este suma propriei noastre experiențe. Spunea cineva că dacă mergi într-o zonă din Africa unde nu există gustul sărat, adică nu există sarea ca atare, sunt zone deprivate de sarea anume, se cumpără, mai ales acum. Pe vremuri era doar sarea din alimente, iar copilul niciodată n-a distins sarea, pentru că n-a avut sare să o pună pe limbă. Și dacă îl trebuie pe copilul ăla, zi, sărat, și el ce dulce, nu, sărat, acru, nu, sărat, amar, nu, sărat. El nu înțelege dacă n-a experimentat.
Și observ că limbajul pe care Dumnezeu îl folosește în Biblie nu e limbajul lui Dumnezeu. E limbajul nostru care poartă mesajul lui. Dar mesajul lui este, cum să spun eu, conversie. Se schimbă curentul continuu, un curent alternativ. Se schimbă leul nostru în euro. Se convertește. Orice convertire suferă, nu financiar, dar ca sens, suferă deformare. Și vă dau un exemplu. Ce însemnează în limba ebraică Sheol? Cine mă ajută? Sheol. Ce însemnează? Ha, Sheol. Însemnează mormânt. Mormânt. Unde omul e pus? În Sheol. Și dacă citești cartea lui Iov, acolo toți dorm, nimeni nu știe, vierm, întuneric, s-a încheiat totul. Sheol. Și vine Pavel să vorbească despre locuința morților. De fapt, nu Pavel era primul, ci cei care au tradus Biblia ebraică în limba greacă, acei 70 septuaginta, erau 72 și au rămas 70, că e mai scurt, de învățați evrei, care trăiau în diaspora, adică în răspândiri, nu în Israel, și care la ordinul unui Ptolemeu, Filopater, dacă nu mă înșel, Ptolemeu al doilea, au hotărât traducerea la cererea faraonului, care era grec, era unul dintre urmașii lui Alexandru Macedon, pe tronul Egiptului, a cerut să fie Biblia tradusă în greacă. Și au tradus Sheol cu ce? Păi nu există echivalent în limba greacă decât Hades, care era altceva. Hadesul era un spațiu mitologic unde sunt suflete vii. Dar nu era alt cuvânt. Și când Pavel vorbește către atenieni sau în alte părți, când face referiri, folosește singurul cuvânt care era la îndemâna lor și care era Hades, care nu era Sheol. Era însă singurul echivalent posibil. Și iată cum, traducând din mentalitatea ebraică în cea greacă, s-a pierdut sensul. Sau sensul poate fi explicat cu, știu, note de subsol. Cum poate Dumnezeu să vorbească oamenilor? Nu poate decât să se limiteze, să accepte conversia adevărului său în forme limitate omenești trăite, care nu exprimă cerul. De aceea a face teologie, că de aici am plecat, este o aberație. Pentru că noi facem teologie a traducerilor în limba furnicilor și spunem, cum e tatăl? Păi este un furnicoi mare, cu două antene uriașe, da, un bătrân, cu barbă. E cel din Daniel, capitolul 7, care reprezintă ceva pentru noi, dar nu reprezintă chiar pe Dumnezeu. Dacă știm această problemă a diferenței dintre limbaj și mesaj, că mesajul este convertit în limbaj uman în limitele experienței noastre care sunt materiale, care sunt păcătoase, atunci vom înțelege mai exact că Biblia n-a fost dictată, atenție, cum cred unii. Poate știți că există două feluri de a privi Biblia, ca fiind inerantă, iar alții ca fiind infailibilă. Pe care e diferența? Cei care cred că Biblia este inerantă spun că Dumnezeu a dictat cuvânt cu cuvânt și că tot ce e acolo este divin. Cei care gândesc, și aceștia suntem și noi, că Biblia este infailibilă, suntem conștienți că Biblia spune mesajul infailibil al lui Dumnezeu în format, în tipare al experienței umane. De aceea sunt atâtea stiluri în Biblie. Unul a fost cioban, altul a fost ministru, altul a fost savant, Pavel a fost un poliglot, altul Amos, cu legături de smochine de Egipt și păstor. Acest lucru face ca să înțelegem că, citind Biblia, să nu ne poticnim în anumite expresii care ne aparțin nouă,
Și Dumnezeu n-a avut încotro decât să le folosească, ca noi să înțelegem ceva mai mult decât atât. Bun, am făcut o mică paranteză ca să începem. Uite, am să iau un bilet. În Biblie este scris. Aici este un citat exprimat în cuvintele celui care a scris. E mai mult o aluzie decât un citat, un parafrază. Nu puteți ajunge la Tatăl decât prin mine, a zis Iisus. Și atunci, în acest caz, cum poate un musulman să ajungă în ceruri dacă nu crede în Domnul Hristos? Dar hai să spunem altfel. Să știți că Coranul îl recunoaște pe Iisus, îl recunoaște că a fost născut din fecioară, îl recunoaște că Iisus a făcut minuni, recunoaște că a fost desăvârșit. Sunt lucruri pe care le afirmă Coranul și Haditul. Ce facem însă cu un hindus care habar n-are de Isa, așa este în Coran Iisus, Isa. Dacă citești și te limitezi la ce spune Domnul Hristos în Ioan, capitolul 14, nimeni nu poate ajunge la mine decât, la Tatăl decât prin mine, atunci spui, toți cei care n-au auzit despre Iisus, aceia sunt pierduți. Și te întreb, dar unde e dreptatea lui Dumnezeu? Dacă eu am fost leneș și n-am vorbit despre Iisus, că eu știam și nu i-am spus, de ce moare El pentru dezinteresul meu, pentru lipsa mea de responsabilitate? Dacă citim însă versetul acesta, înțelegem profund, înțelegem altceva. Că Mântuitorul nostru prin jertfa sa, 1 Ioan 2:2 spune, El este jertfa de ispășire nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele, continuați, ale întregei lumi. Prin faptul că Mântuitorul a expiat, a ispășit în trupul său, în suferințele, moartea sa de Dumnezeu, Fiul de Dumnezeu și de om, El a eliberat pe toți oamenii de blestemul păcatului. Și ca tare, în virtutea lui Iisus Hristos, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează și la inima hindusului și la inima musulmanului. Iar proba că Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima lor este o inimă schimbată. Povesteau cei care au lucrat, bine, nu în epoca asta, că nu mai există cadrul, care au lucrat între canibali. Întotdeauna când intrau într-o zonă a unui trib necunoscut, hai să vă dau un exemplu, căutați, vă rog frumos, pe internet și trebuie să fie și în germană cartea, nu știu numele, l-am uitat acum, lui Bruce Olsen. Ceva scrie despre el în Scapă la munte, în ultimul capitol, Bruce Olsen. Omul acesta, este extraordinară istoria lui. Un tinerel la 17 ani, din pasiune pentru cei care nu cunosc Evanghelia, pleacă de unul singur cu un singur bilet de dus în Venezuela, apoi în Columbia. Și ajunge la triburi care în viața lor n-au văzut un om alb sau l-au văzut doar ca să-l omoare. Și care atunci când a reușit să se apropie de ei, e o istorie foarte lungă și frumoasă, atunci când au reușit să se apropie de ei, au descoperit că aceștia în povestirile lor știau de Satana care i-a înșelat, știi că dincolo de zare este un Dumnezeu minunat și că va veni cineva cu floarea de banan să le spună, cum adică floarea de banan? Și odată s-a întâmplat să vadă el când cineva a tăiat floarea și s-a deschis ca o carte și când a deschis el cartea, floarea de banan, da, ea e! Și știau elemente fundamentale, toate care au fost primite, da, toate care au fost transmise sau primite prin Duhul lui Dumnezeu.
Dumnezeu lucrează în virtutea lui Hristos și asupra musulmanilor prin Duhul Sfânt. Da? Deci prin faptul că Iisus a dat la o parte prăpastia sau zidul de despărțire, prin mine veți putea ajunge la Tatăl. Este explicația mai largă, chiar și pentru cei care nu cunosc. Spuneam de cei care mergeau de canibali, că atunci când începeau, totdeauna erau oameni pregătiți. Erau persoane care fuseseră deja pregătite într-un mod, știu eu, neînțeles, mistic, în sensul de dincolo de explicațiile naturale. Oameni care au fost primitori, care i-au adăpostit, i-au apărat de confraților sau de vraci. Duhul lui Dumnezeu lucrează în virtutea jertfei lui Hristos și toți ajung la Tatăl prin jertfa lui, prin mine, în sensul acesta, se înțelege. O altă întrebare, este o întrebare scrisă frumos. Explicați, vă rog, natura Duhului Sfânt și dumnezeirea Domnului Hristos. Ce bine că am vorbit despre furnici. Și ce bine că am înțeles limitele finitului în fața infinitului. Și că este o imposibilitate ca noi, în experiența noastră finită, apropo, imaginați-vă infinitul, hai, imaginați-vă. Cum ți le imaginezi? Ca un deal după care un alt deal, după care un alt deal, după care un alt munte, alt munte. Noi tot gândim finit. Noi nu putem gândi infinit. Și când Dumnezeu este infinit, ce poți să știi despre El? Decât ce a descoperit despre sine. Și ce a descoperit în termenii noștri, ca să înțelegem că e Tată, adică e Creator. Cineva spune, dar unde-i mama? Iar te referi la experiența furnicilor. Tată este un fel de a zice, ca să înțelegem că noi procedem de la El, că de la El avem viață. Iar noi suntem tot timpul tentați să reducem la experiența furnicii. Și Tatăl e un furnicoi mare, cu abdomen mult mai mare, cu niște mandibule teribile, pentru că îl multiplicăm la scară umană, ceea ce este absolut fals. Și atunci, cum pot eu să explic natura Duhului Sfânt? Ce putem ști din Biblie, și dacă cineva are nelămuriri, să-mi scrie pe adresa Lucian Cristescu, într-un cuvânt, numele meu, Lucian Cristescu, arond@adventist.ro. Încă o dată, fără scheme, Lucian Cristescu, fără linii, nimic. arond@adventist.ro. Și trimit un material de studiu generos, în care să înțeleagă că Biblia mă obligă să recunosc că Duhul Sfânt este o persoană, o persoană divină, care este ubicuă, adică este pretutindeni în același timp. Eu nu înțeleg cum. Vreau să vă dau un mic exemplu. Mi-a povestit cineva despre o ciudățenie. Și am să fac două aplicații după aceea la ciudățenia asta. Ați auzit de a patra dimensiune? Fratele Marinel, mă așteptam să ridice mâna și a ridicat. Ce este a patra dimensiune, frate? Ia mai pierdut. Când ai început cu Einstein, nu înțeleg. Mai pierdut, nu, eu m-am pierdut. Eu vreau să te întreb altceva. Cum adică? Păi noi suntem într-o lume tridimensională. Asta e fizica noastră. Și noi nu putem concepe decât, eu vorbesc acum în paralelă, analogic. Noi putem gândi doar în dimensiunile noastre. Și a venit un savant și a spus așa. Noi tridimensional proiectăm pe ecran o formă bidimensională. Ceea ce noi vedem pe ecran este proiecția tridimensiunii în două dimensiuni. Nu? Deci umbra întotdeauna e bidimensională. Dar noi suntem trei. Ce-ar fi, zicea el, dacă noi, tridimensional, suntem doar o proiecție a patru dimensiuni? Ați înțeles analogia? Și acum continuă. Sunt lucruri care ne depășesc sub aspectul legilor fizice.
A văzut un magician, dar magician autentic, adică magie neagră, magician, nu un prestidigitator care se bazează pe iuțeală de mână și nebăgare de seamă. Nu, un magician autentic. A invitat o duduie de pe stradă. Era un grup de tineri pe mine, da. Du-te, s-a dus, stai în mașină, ușa deschisă, ai o bancnotă. De ce? Dăm să-ți fac o demonstrație. Fata n-avea dat să-mi o bancnotă. A luat o bancnotă și a lipit-o de parbrizul geamului pe partea dinăuntru. Și a spus că dacă nu te știi, acum ia banul. Și fata ia și sticla. Bancnota era dincolo, pe exteriorul parbrizului. Sigur că sfidează legile fizice. Și atunci zic, banul. Și ia-l. Iese de afară și ia banul de dincolo. Cum e posibil? Dar nu se poate. Sigur că nu se poate în trei dimensiuni. Dar a patra dimensiune este altceva. Și acum vă spun ceva despre OZN-uri. Știați dumneavoastră că despre OZN-uri am mai multe resurse și există în cartea Nu e târziu niciodată, cât că am scris despre, și în cartea Și începe să trăiești, dar și în cartea Degeaba cântă cucuveaua. Și în nota de subsol am citat autori savanți, fizicieni, serioși, care spun ceea ce se petrece cu aceste farfurii zburătoare nu este nimic din ordinul fizic. Ele nu sunt. Ele se opresc subit, dispar subit, se multiplică subit, se unesc subit, intră în pământ subit și spune, toate acestea sunt împotriva legilor fizice. Aici intervine o altă realitate, una pe care noi o știm și pe care o putem numi spirituală, ca și în cadrul bancnotei. Cum vă explicați că Domnul Hristos a apărut subit într-o cameră? Ucenici, după înviere. Vine un coace Toma. Și ăsta vine uluit, tremurând, că nu credea că a înviat. Bagă-ți mâna, hai, și aici. Acum crezi? Și după ce a binecuvântat, unde e? Nu e. Iar Mântuitorul a înviat în trup. Dar era patra dimensiune, care e dincolo de fizica tridimensională. Cineva, în cazul OZN-urilor, extraterestri, corect, adică nu sunt umani ca noi, sunt pogorâți la noi. Biblia vorbește clar, pe românește îi zice draci. În Biblie zice demoni. Da. Care se joacă, pentru că ei nu sunt limitați în materialitatea noastră, ei sunt tot material, că au apărut odată și durează până într-un punct, sunt tot material. Dar au o altă substanță, o altă materialitate pe care noi nu știm, patru dimensiuni. Cum vă explicați că cei înviați vor merge fără motoare, reactoare, vor merge, se vor înălța la cer? Că e legea gravitației. Vom intra într-o altă dimensiune sau vom căpăta alt fel de corpuri astrale, spune Pavel în 1 Corinteni 15. Corpuri astrale. Cum sunt corpurile astrale? Noi nu avem explicații, că noi nu le-am văzut. Dar corpurile astrale există. Și așa mă explic de materializări și dematerializări. Nu știu dacă ați auzit de îngeri. Îmi scapă numele acum. Un latinos, adică un om de origine, cred că mexicană, dar de mult timp stabilit în America. Dacă vreți, vă trimit documentul, îl am în computer. Mecanic, un om credincios, mecanic, a fost secționat aproape când repara sub o mașină, cricul s-a dat la o parte, era un tir imens care cară bușteni din Canada, din pădurile acelea, un tir de nu știu câte tone. Și spune că l-a strivit, au rămas vreo 5-6 centimetri. Păi a zdrobit coloana, l-a secționat. Spune că nu știu câte artere tăiate, nu știu cum. Și spune că în timp ce era acolo și l-a bușit sângele, au apărut două ființe
care au ridicat tirul. El a fost dus cu elicopterul și ea se mirau cum de încă mai e viu ca să-l ducă. I-au tăiat triserul din intestinul subține și din... Adică ceva uluitor, că erau totul tăiat. E pe internet, îl puteți găsi. El și prezintă, că după aceea el spune istoria lui și este documentat medical. Deci nu este o poveste, nu e o mărturie, sunt documente. Dacă știe cineva cazul, să mi-l împărtășească, adică să îi spună numele. Rezultatul este că omul acesta a văzut intervenția supraomenească, supranaturală a lui Dumnezeu. Uneori intervine într-o situație un înger și când te întorci să-i mulțumești, nu mai e. Materializări, dematerializări, e o altă dimensiune. Ce pot eu să știu despre natura Duhului Sfânt? Vă dați seama că vorbim, furnicește despre o lume care nu-i furnicească. Cert este că atât Duhul lui Dumnezeu este divin și e persoană, atât Fiul lui Dumnezeu este divin, a fost și om. Cum e și om și Dumnezeu? Cineva pune o întrebare. Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu? Și noi zicem, da. Când a murit pe cruce, cine a murit? Omul sau Dumnezeu? Și totuși l-a murit cu totul. Aici este enigma. Sigur că e logic ce spune fratele Marinel, dar logica noastră face scurt circuit. El nu s-a jucat de-a moartea. El a fost băgat în mormânt și Tatăl l-a chemat. El spune, am putere să dau viața și să o iau. Să o iau și să... Deci el avea, numai că el s-a supus. Nu avem răspuns. Și vă rog, acceptați ideea că putem da doar certitudini furnicești. Bun. Am rezolvat două întrebări. Care e poziția bisericii referitoare la relația cu mișcarea LGBTQ? N-am auzit de ea. Aha. Admite diviziunea noastră existența unor comunități care promovează integrarea membrilor LGBTQ? Dragii mei, sunt totuși informat. Am făcut puțin pe prostul. Mai întâi de toate aș dori ca să definesc cadrul. Că mă întrebați dacă biserica noastră, printr-una din, știu, din pozițiile ierarhice, nu, Conferința Generală în Teritoriu se cheamă diviziune. Adică Conferința Generală, biserica, acceptă sau nu LGBTQ? Și înainte de ca să vorbesc despre asta, vreau să vă întreb, ce este biserica? Și vă dau două posibilități și votați pentru una. Vă rog, votăm. Biserica este adunarea celor sfinți. Pe muntele Sionului, vă amintiți de Evrei, capitolul 12, unde vorbește despre adunarea sfinților în sărbătoare. Celor care au fost născuți din nou și au primit botezul și harul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Varianta întâi. Varianta a doua este o cloacă, o plasă a Evangheliei care prinde, ce prinde? Aproape bine ați spus. În original spune tot felul, pantos genos, nu pește, ichthios sau ichthioi. Spune doar pantos de toate, și peturi, și râme, și alge, și scoi, și nu numai pești. Pantos genos. Ce e biserica? Asta sau asta? Arătați încolo sau încolo și atunci văd bine. Toată lumea arată încolo. Nimeni nu arată aici. Și ăsta e adevărul. Ăsta e un ideal. Ăsta e un real. Noi tindem spre el. Dar noi, plasa Evangheliei prinde tot felul de pești. Eu, ca pastor, am botezat draci. Bine, vorba bine. Oamenii care au spus, au venit aici să găsească o femeie, sau au venit să vadă pe unde pot să pună mâna. Da, au venit tot felul de oameni care au venit, i-am primit, i-am luat și în casă. Au venit la botez. Eu l-am întrebat. Avea cunoștință. Și când l-a botezat, am spus, pe temeiul cui? Al mărturisirii tale, eu te cred pe tine. Că ești fals sau adevărat, eu te primesc. Că-ți dator să primesc pe pantos genos, toate genurile. Și atunci, iată că biserica este un conglomerat
nu de sănătoși, ci de bolnavi în faze diferite. Și de boli diferite. Că noi suntem toți bolnavi de egoism. Că ne-am născut sub păcat. Toți suntem răi, egoiști, toți. Dar egoismul se cantonează în oase, în ochi, în limbă, în... Înțelegeți, ca și orice, ca și tuberculoza, care poate să fie tuberculoză în ochi sau în, oriunde. Iar acum, biserica e un spital imens. Și toți cei din spitalul acesta, bolnavi, au drept de vot. Și la toate nivelurile, trimite reprezentanți, și caprele, și oile. Că așa e democratic, corect? Și eu pot spune că am lucrat, am avut relații și, n-am lucrat în Conferința Generală, dar am avut treabă cu diviziunea, am cunoscut pe frați. Ei înșiși spuneau că ceea ce se întâmplă la nivelul bisericii, se întâmplă la toate nivelurile. Este lupta între oamenii firești, credincioși, dar nenăscuți din nou, tot egoiști, și cei care erau, hai să vă dau un text frumos, Galateni, să-mi amintesc eu, 5, e un text foarte frumos, foarte frumos, care a făcut lumină la un moment dat în mintea mea. Cine vrea să citească 4:29? Mă rog, cine a găsit? Galateni 4:29. Cine găsește să citească cu voce tare, să nu fie doar vocea mea, auzite. Prefer de pe Biblie, da. Știți că e o diferență între Biblie și ecran. Haideți, dragilor, că pierdem vremea. Tare, tare, vă rog, poate vă ridicați. Da. Știți ce însemnează asta? Că pe când erau Iacob și Esau, știți, sau nu, Ismael și cu Isaac, era un conflict între cel născut din Agar, în chip firesc, cel născut prin făgăduință din Sara, lupta dintre fire și duh, dintre fire și duhovnicești, se află aici în orice biserică. Mai vizibil, mai ascuns, dar e acolo. Pentru că noi toți, într-o măsură, suntem firești și suntem la niveluri diferite de creștere spirituală, dacă există creștere. Doamna doctor, nu vă pun neapărat să răspundeți. Dar dintr-un spital, ce posibilități pentru un bolnav există? Eu știam că sunt doar 3, să mă contraziceți dacă nu e adevărat. 1. Ești vindecat, ca fac cazul cel mai bun. 2. Doar ameliorat și continui cu proteza, cu cârja să-l întreții. Și 3. Cu picioarele înainte. E adevărat? Există o a treia cale? Nu se dă. Iar asta e biserica. Și atunci biserica, când vorbim care e poziția bisericii față de LGBTQ, trebuie să facem o deosebire între biserica organizată, care are o doctrină, și biserica la nivelul individului. Uite, eu pot să fiu un pastor apostaziat, mă iubiți pentru că sunt bun de gură, să zicem noi. Sau mai fac vizite și dau ajutoare. Și eu sunt, să-i domnule șef, să-i de biserică, eu pot să spun asta. Și asta nu o să spuneți, nu, că mă iubiți, să se-ți cuminți. Biserica la nivelul conferinței generale este foarte clară. Orice creștin adevărat trebuie să iubească pe orice păcătos. Amin? Chiar dacă e un LGBT. Amin? N-aud. Băi, urmează să spun. Deci urmează să zic. Deci noi trebuie să iubim pe păcătos sau nu? Nu sunteți convinși. Încă o dată. Nu, stați. Trebuie să iubim pe păcătoși? Da. După modelul cui? El a iubit pe vameși, pe desfrânate, pe soldatul roman, pe tâlharul de pe cruce, pe ăia care l-au răstignit, pe toți i-a iubit. Și nouă ni se cere să nu întoarcem spatele, să ne arătăm că suntem grozavi și îi respingem. E iubire.
Să știți însă că atunci când iubești pe Dumnezeu și te apropii de un păcătos, nu neapărat LGBT, că nu pe ei îi ponegrim, de unul care sare din cucoană în cucoană, m-ați înțeles. Când te apropii de unul din ăsta și îl iubești, dar iubești pe Dumnezeu și îl iubești pe El, El simte că îl iubești pe El și nu fapta Lui. Se transmite. Există un simț special. Poziția bisericii este ca să nu ne arătăm farisei, ci să fim cu adevărat creștini, neacceptând ce fac. Dar nu spându-i și băgându-i degetele în ochi, ci pur și simplu El știe. El știe care e poziția noastră. Să arătăm bunăvoință. Și vă spun, iubirea arătată, iubirea creștină, nu iubire firească, vină la tata, nu. Deci, o iubire creștină îl va mustra, îl va arde în conștiință. Acum a existat în Germania, am văzut și eu clipul acela cu un pastor numit pastor al bisericii noastre, care a dat binecuvântarea unui cuplu de doi bărbați, cam bătrâiori săraci, care însuși și-au găsit sensul vieții. Știți care a fost poziția bisericii noastre la nivelul conferinței generale? O totală dezaprobare și o cerere a rezolvării acestui caz. Dar nu vă mirați, vor fi și alte cazuri, pentru că v-am spus, caprele și oile trimit la toate nivelurile, știu, reprezentanți. Și în biserică există o tensiune între cei născuți firesc, Galateni 4:29, și cei născuți din nou din Hristos. Cum a fost în timpul lui Pavel, așa va fi și acum. Cum a fost în timpul lui Hristos între ucenici, așa va fi și acum. Unul a fost și Iuda. Deci vă dați seama, să nu avem așteptări, știu eu, idilice și așteptări realiste, cum și Hristos spune, am venit să chem pe păcătoși la pocăință, nu pe neprihăniți, pe păcătoși. Cred că lucrurile sunt clare. La nivel de diviziune este clară dezaprobarea. La nivelul diferitelor uniuni, Uniunea Nord-Germană are o notă de... Nu, n-am dreptul să judec, nici nu dau judecăți de valoare, dar este rezervată în a condamna respectiva uniune. Bun. Întrebare. Situația politică, socială, politică și socială la nivel planetar ar trebui să ne îngrijoreze, să ne înspăimânte sau cum ar trebui să reacționăm ca biserică și ca individ? Am dus-o pe soția mea de două ori la maternitate. Și de fiecare dată erau dureri. Și aștepta momentul cel mai dureros și că culmea durerii e durerea de facerii, nașterii. Ce simțea soția mea în acele momente? Spaimă? Frică? Sau aștepta să se producă odată? Pământul acesta are și el o gestație de câteva mii de ani și urmează naștere și sunt durerile nașterii care sunt durerile nașterii. Sigur că durerile nașterii nu sunt ale terei proaste, ci ale oamenilor terei. Iar oamenii terei, creștini sau necreștini, gustă din această durere. Dar altfel trăiește un creștin ca o mamă în cursul nașterii decât ca cineva care n-are nădejde. Noi știm că istoria trebuie să ajungă într-un punct abisal al păcatului și al manifestării demonilor în lume. Un punct abisal de dezolare, atât politic, cultural, social, moral, economic, spiritual, sub toate aspectele. Și acestea vor fi, dar noi știm un lucru, că cel neprihănit va fi, e lumina ochilor lui Hristos și Dumnezeu îi conduce destinul.
Și chiar de-ar fi să trec prin valea umbrei morții, continuați, e Psalmul 23. Nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Ce rău poate să se întâmple? Că să mor. Și ce dacă noi tot murim? Toată lumea murim, atenție, toți murim. Totul este să cum mori în încrederea în Hristos. Noi toți murim. Contează în ce relație suntem cu El. Și vă spun drept, spunea cineva și sunt de acord cu el, că cea mai de dorit moarte ar fi să mor pentru cauza lui Dumnezeu. Adică să nu mor degeaba și moartea să aibă un sens. Știți ce spunea Tertulian în anul 220 după Hristos? Sanguis martirorum, semen Christianorum. Sângele martirilor este sămânța creștinismului. Și adevărul este că atunci când tu mărturisești că există o cauză mai importantă decât viața ta, devii credibil, încă o dată. Când cauza pentru care trăiești surclasează prețul vieții tale, acolo este ceva pentru care te pune pe gânduri. Vă știți, am avut un unchi comunist, ilegalist, Bedeleanu de Omed. A fost unul dintre primii legaliști care am fundat și el Doftana. Și mă uitam la acești oameni care, pentru cauză mesianică, atenție, comunismul s-a născut din ideologia ebraică, evreiască, care așteptau o împărăție egală, binecuvântată, fără Iisus. Deci comunismul este mesianism minus Hristos. Și aceștia atât de mult au crezut că au murit, s-au dat ca jertfă. Da, era o cauză care te pune pe gânduri. Numai că comunismul este o mare păcăleală pentru că vrea să facă o împărăție divină cu oameni păcătoși și fără Dumnezeu. Da. Bun. Întrebarea mea este, în asemenea cazuri, când știm că va veni, lucrurile vor merge nu spre bine. Eu am un avantaj și nu vreau să influențez pe nimeni, că mă aflu mai la coda uștirii, în România, unde țică țara tuturor posibilităților acolo. Și acolo brațul UE poate ajunge mai greu. Oamenii zic, da, facem ca așa română și nu facem. Așa că tot am mai mare nădejde să fiu mai puțin prigonit ca dumneavoastră. Dar Dumnezeu are căile Lui și mergem pe mâna Lui Dumnezeu. Nu cred că ar trebui să ne speriem, doar vine nașterea. Trebuie să ne bucurăm că se încheie istoria mormintelor, a cimitirelor. Amin? Amin. Și vă mai spun un lucru. Cine caută să fugă la munți, să-și facă un adăpost acum, vă știți că sunt unii care se tem și ca atare, uite, în capitolul 17 din Luca, versetul de la 22 este un subtitlu, Venirea Fiului Omului. Și vorbește despre cum va fi și așa, și așa. Și în versetul 33 scrie avertisment pentru cei care, ascultați, oricine va căuta să-și scape viața, ăia care din frică caută să se salveze pe ei, n-au înțeles sensul și o vor pierde. Iar oricine și-o va pierde pentru Hristos, o va câștiga. Deci eu nu vreau să mă salvez, vreau ca Dumnezeu să mă scape dacă vrea El. Amin? Amin. Vă mulțumesc. Mai am 4 întrebări și nu știu dacă sunt din sala mâini referitor la ce s-a zis. Vă aștept mai întâi să văd dacă apare vreo mână. Au fost făcute soarele, luna și stelele vizibile în ziua a patra, cum era relatat în Geneză, sau cu milioane de ani înainte? Nu știu ce spun. E comentariul din Biblia, unicul reper al acestui subiect corect. Bine, e un scris frumos, dar mai puțin inteligibil pentru mine. Aș vrea să pun întrebarea, să văd dacă am înțeles-o și dacă am greșit, să mă oprească și să mă pună la punct cel care a cerut această întrebare. În Biblie, în Cartea Genezei, capitolul 1, spune că în ziua a patra Dumnezeu a făcut, ziceți,
soarele, luna și stelele. Deci stelele au fost făcute în ziua a patra. Și punea cineva întrebarea, dar cum a fost bre lumina în ziua întâi să fie lumină când soarele a fost făcut abia în ziua a patra? Și răspunsul este foarte simplu dacă nu te gândești inside the box, dar te gândești outside the box. Adică, ce este lumina? Este energie, formă, o anumită formă de esență a materiei, energie, plasmă. Soarele e plasmă. Și lumina aceea, de obicei, în lumea noastră naturală, are o sursă materială. Când Moise a coborât de pe munte, cum era fața lui? Dar de unde strălucea lumina aia? Emana. De aceea Michelangelo l-a făcut cu două, nu scoarne, ci sugerează raze, lumina care răsărea în urma apropierii de Dumnezeu, când s-a suit pe munte, când a primit tablele legii. Dar de ce lumina fața lui? Continuați. Și scrie în Biblie, Dumnezeu e lumină, nu că e lumină energie. Dar din el vine o lumină fără o sursă materială. Și când Dumnezeu a zis să fie lumină, Dumnezeu s-a aplecat spre pământ și deodată s-a luminat. Sau s-a aplecat spre, a creat pământul. Încă o dată vă spun, raportul Genezei este un raport exprimat în limbaj omenesc și fenomenologic. Ce e fenomenologia? Soarele răsare, soarele apune, așa scrie în calendar. E mare minciună. Soarele răsare, soarele apune. Sau pământul răsare, cine se învârte, cine stă pe loc? Stai, dai, stai, o să zică cineva. Noi știm că geocentrismul a fost înțeles, ai o înțelegere greșită și heliocentrismul, soarele în centru. De acord. Dar de ce spui în calendar astăzi, în 2024, soarele răsare și soarele apune? Păi din punctul de vedere al omului. Știți, copilul stă în tren și zice, tată, fuge gara, fug copacii. Da, fenomenologic, din punctul lui de vedere, copacii fug. Că așa le vede el. Și fenomenologic spune cam cum ne apar nouă lucrurile. Iar Geneza a fost scrisă fenomenologic. Cum ne apar nouă. Și atunci eu nu pot să fac cosmologie sau cosmogonie pe textul acesta. Eu știu doar că Biblia a fost scrisă pentru om ca să-i dea o înțelegere despre creațiune și e posibil că atunci să fie văzute stelele sau, ce cred eu mai degrabă, că stelele, soarele și luna se referă strict la sistemul nostru solar. Și, atenție, ați spus de astrologie. Astrologie. De unde vine? Unde era astru? Ce e astru? E un corp ceresc incandescent, un soare. Dar în astrologie erau cele șapte planete. Și luna, care nici măcar nu e planetă, era dintre astre. Păi atunci, când zice în Biblie stelele, să nu credem că sunt sisteme solare sau galaxii sau altceva, ci ceea ce se vede cu ochiul liber într-un anumit dat, sau pătrar al nopții pe cerul liber. Și atunci prefer să nu fac cosmologie pe acest verset și să înțeleg simplu că Biblia transmite un mesaj. Indiferent de detalii, acestea sunt irelevante. Și vă rog, țineți minte, imediat, am văzut și cu drag, țineți minte doar, Biblia nu e nici carte de anatomie, nici carte de zoologie, nici carte de astronomie, nici carte de altceva decât de planul de mântuire, de salvarea omului. Nouă ni se dă atât cât avem nevoie să știm despre Dumnezeu și despre noi ca să fim salvați. Frate Marinel. Tare. Biblia ne spune că toate au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Ce și să-i faci? Și dacă el a spus să dea pământul vegetației și foc cu tot rodul pe care îl au aceștia, noi înțelegem că în ziua în care Dumnezeu a zis, au ieșit pomii și au avut fructele iernav, nu am asistat la
știu, plantarea unei semințe și apoi să treacă câțiva ani să intre pomul pe rol. Corect. În acest sens, Dumnezeu are și capacitatea de a crea soarele spontan în ziua aceea. Fără și probleme. Nici de cum, nici de cum să aștepte milioane de ani. Pe de altă parte, la ora actuală, în fizica atomică, acest concept este susținut. De ce? Pentru că soarele nu e decât o masă de hidrogen, în care protonii au intrat într-o reacție termonucleară. Ori, dacă exista mai dinainte, cu milioane de ani, mase de hidrogen care erau capabile să intre într-o reacție termonucleară, era imposibil datorită faptului că gravitația la masa Soarelui obliga protonii să se ciocnească și să intre spontan într-o reacție termonucleară. Asta o spune fizica atomică. La ora actuală și astronomia, nu astrologia. Și în condițiile astea, această teorie a fizicii susține declarația Bibliei că în momentul când Dumnezeu a zis să fie soare, să fie lună, atunci spontan au avut loc. Îl admir pe fratele Marinel și răspunsul lui. Mă bucur mult. Pe mine mă satisface și mă satisface și altceva. Ca să nu fi existat nici măcar hidrogen înainte, adică nu e îndatorat materiei anterioare. Și să fi spus să fie soarele și subit să fie apărut soarele. Deci, orice explicație științifică cu privire la Biblie este o eroare. Pentru că pentru că știința se ocupă doar de faptul științific. Am mai făcut demonstrația asta. Ce este un fapt științific? Mai repet. Asta e doar începutul. Ce e un fapt științific? Este un fapt repetabil și măsurabil. Ori miracolul nu e nici măsurabil, nici repetabil, e absolut unic, aleatoriu, de neînțeles. Și atunci, când Biblia vorbește despre intervenția lui Dumnezeu, miracole, bypass știința, trece dincolo de știință. Știința este bună, foarte utilă, îmi deschide mintea, dar nu poate intra în explicarea Bibliei și a creațiunii. Cine încearcă, face un grav reducționism. Mulțumesc. Mai am 3 bilete. Dacă mai sunt, eu stau. Am timp, am și putere. Da. O întrebare. Aștept bilete de la tineri. Mai vreau. Ați afirmat că doctrina nu mântuiește. Am afirmat? Da. Întrebare, poate fi mântuire fără doctrină? Fiți atenți, intrăm pe un teren minat. Dar pentru asta am nevoie, sau avem nevoie să știm ce e doctrina. Ce este doctrina? O să spuneți, doctrina este o sumă sau o aserțiune, o afirmație care are caracter absolut. De exemplu, doctrina Marshall. A fost o doctrină politică a unui, știu eu, om de stat, corect, care a hotărât ca Occidentul salvat de laba bolșevică să fie reconstruit ca să fie un for de opoziție puternică. Și atunci Germania a fost rezidită de americani. Deci doctrina. Sunt doctrine. Este un concept. Când vorbim despre doctrinele biblice, sunt concluziile a ceea ce Biblia descoperă cu privire la anumite aspecte ale omului, ale mântuirii, ale divinității și așa mai departe. Și din studiul Bibliei recunoaștem o serie de doctrine. Când vorbim, de exemplu, despre doctrina salvării prin credință,
sau doctrina ispășirii prin jertfa substitutivă, adică prin jertfa altcuiva. Ce sunt acestea? Sau doctrina sabatului? De ce apar aceste doctrine? Ce sunt ele? Răspuns. Ele sunt, da, n-aș vrea să spun eu, m-aș bucura să spuneți dumneavoastră. Ce altceva sunt ele decât proiecția, cum? Amin. Dar care e esența lor, natura acestor învățături? De unde? Care e originea, adică din ce emană aceste învățături? Cum? Biblia e autoritatea, dar care este esența din care emană? Dumnezeu. Și Dumnezeu, care e natura Lui? Haideți, aștept. Dragoste. Dragoste. Tot ce este doctrină este o emanație a dragostei asupra unui anumit aspect al planului de mântuire. Mă înțelegeți? Deci doctrinele nu sunt altceva decât expresii pe diferite, apropo, ce sunt culorile? Este lumina soarelui, lumina albă, care conține cele 7 spectre cromatice, care se aplică pe diferite suprafețe, care în parte absorb unele frecvențe și resping alte frecvențe. De exemplu, aici sunt respinse toate frecvențele. Aici sunt respinse, sunt absorbite unele și sunt respinse doar cele care constituie galbenul. Și așa mai departe. Ori lumina dragostei lui Dumnezeu, căzând pe anumite teme sau subiecte ale mântuirii, au culori diferite și culorile sunt doctrine. Deci nu există nicio doctrină care să nu fie emanată din dragoste. Din dragostea lui Dumnezeu de salvarea omului. E clar? Din Dumnezeu. El reprezintă voia salvării lui Dumnezeu pentru noi. Și acum întrebarea este, ați afirmat că doctrina nu mântuiește. Poate fi mântuire fără doctrina? Ce părere aveți? Un frate a dat din cap. Cine vrea să ia cuvântul? Hai, dați. O inimă schimbată, deci egoismul meu nu primește lumina, dar o inimă schimbată se bucură să facă voia lui Dumnezeu și acceptă doctrinele Scripturii sau afirmațiile fundamentale, astea doctrinele, ale Scripturii. E foarte posibil ca eu să vă spun istoria mea, pentru că am trăit-o. Când eu eram student în anul 3, 4, 5 de conservator, am intrat într-o foame de a găsi sensul vieții, criza existențială. Și în anul 4, un profesorul meu de estetică, vestitul George Bălan, unii care îl ascultau la radio în fiecare joi, avea emisiuni. Cum? Mă bucur, personal. Foarte bine, a fost profesorul meu de estetică, care era de fapt teozof-antropozof, umbla cu necuratul. Dar pentru noi era în comunism, era o personalitate, noi nu știam asta. Eu am fost împreună cu Aurel Zgunea la vila lui de pe Furnica, de al Furnica din Sinaia. Am stat acolo, am văzut toate cărțile lui. Ne-a ținut o lecție de 2 ore. Bine, n-are importanță. El, odată pe hol, mi-a spus: domnul meu, nu ești bun cunoscător al Evangheliilor. Și eu zic, ce Evanghelie? Și așa m-am stăduit să ajung o Biblie în mâna mea și când am găsit Evangheliile, s-a rupt filmul. Răspunsul la toate întrebările mele se afla în Iisus Hristos. Și vă spun, a fost o revoluție. M-am îndrăgostit. Cum v-ați îndrăgostit dumneavoastră care n-ați știut odată descoperit pe Hristos? M-am îndrăgostit de El. Mergeam la biserica ortodoxă, nu când era slujba, când era goală. Și mă aruncam, mă
puneam pe genunchi pe lespede, vreau să fiu aproape de El. Nu aveam nicio doctrină, dar îl iubeam pe Dumnezeu. Dacă muream atunci, eram mântuit? Eram contra doctrinelor? Cunoșteam doctrinele? Nu. Dar ceva cunoșteam, ce? Doctrina principală că Dumnezeu e dragoste. Dar nu restul de lucruri, eu habar n-aveam. Dacă vreți, după concert, mergeam la Gambrinu sau la Carul cu Bere. Aveam concerte cu violonist fiind, cu grupul studențesc. Și mergeam și beam bere. Niciodată n-am băut mai mult de un pahar, că nu a intrat Dumnezeu să fie lăudat. Alții o luau pe ulei. Dar eu eram liniștit. Dar beam. Nu cunoșteam doctrina reformei sanitare, care spune trupul nostru e templul Duhului Sfânt. Și beam și o berea. Am călcat doctrina? Sau n-am călcat-o? Observați ce se întâmplă cu un musulman. Căutați pe internet Iisus, Jesus met a Muslim. A întâlnit sau s-a revelat cuiva. Musulmanii îl descoperă pe Hristos, fie prin revelație directă, fie printr-o întâmplare și se predau cu toată inima lui Dumnezeu. Dar eu nu cunosc toată doctrina Bibliei. O inimă schimbată e pregătită să primească doctrina în funcție de etapa sau etapele cunoașterii lui. Pe măsură ce am descoperit Biblia, eu am devenit creștin. Și vă spun, Dumnezeu a făcut schimbări în viața mea. Dumnezeu a băgat milă în sufletul meu. Nu vă spun mai mult decât seamănă cu laudă. Și e urât. Nu-i planul lui Dumnezeu. Dar s-a văzut în viața mea schimbarea și părinții s-au speriat. Ăsta se cheamă, cum îi spune, de-aia, are un nume în psihiatrie, mistică. Cum? Psihoză mistică sau delir. Mă rog, are un... Deci, credeau că, mă vedeau că mă rog, ci scoală-te-mă, du-te la dans. Eu avem nevoie de Iisus, că îl iubeam pe El. Pe măsură ce am cunoscut, m-am bucurat să îmbrățișez tot ce spune Scriptura. Pot fi și cazuri la care n-a ajuns deloc Scriptura și sunt ca un musulman care are o revelație despre Dumnezeu, n-are nicio explicație și inima lui se schimbă. Cine însă poate cunoaște doctrinele și crede doar în dragostea lui Hristos și într-o inimă schimbată, dar refuză, acela arată că n-are inimă schimbată, că de fapt este doar o boare de emoții, fără ca să fie schimbarea inimii. Să fie clar, mântuirea nu este condiționată de corectitudinea doctrinală, dar o schimbare a inimii ajunge să caute, să dorească și să trăiască toate doctrinele în funcție de nivelul înțelegerii și cunoașterii lui. Frate Marinel, comentați. Scurt așa. Nu mă mântuiește păzirea sabatului. Nu mă mântuiește faptul că nu beau vin, nu mănânc carne de porc. Dar în momentul când am luat cunoștință de legea lui Dumnezeu și calc sabatul și mănânc carne de porc și fac celelalte, acestea mă vor exclude din împărăția lui Dumnezeu. De ce? Mântuirea mea de Hristos, dar neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu mă exclude din împărăția lui Dumnezeu. Eu aș mai adăuga ceva. Deci e bună logica. Auziți? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. O inimă schimbată tânjește după vreau să fac voia ta. Și cunosc voia lui Dumnezeu treptat, etapizat. Și vă mai spun un lucru. Un caz extraordinar. În gara Borșa, erau cu copiii mei mici, mergeam și noi undeva la o familie din Borșa, nu, în gara Vișeu. Trebuia să luăm trenul spre Borșa. În gara Vișeu, în zorii zilei, ora 6 dimineața, vara, am coborât pe peron să așteptăm 2 ore până venea motorul pentru Borșa. Și în gară întâlnim noi
o grupă de tineri cu rucsacuri. Erau vreo 12. Ședeau pe rucsac sau pe jos, fiecare cu Biblia. Și era în 82-83. Când n-aveai voie să stai și ei toți studiau. Și sigur că am văzut, am intrat în relații cu ei și ei mergeau la Borșa, așteptau același tren, erau creștini după Evanghelie. Dar vă spun, o calitate. Oameni care nu se tăteau, nu se vreau, erau oameni deosebiți. S-a stabilit așa o prietenie între noi, așa un respect și o bucurie că fiecare venim dintr-o cunoaștere aceea care am avut-o și ne apropiem strânși de dragostea lui Hristos. Am făcut schimb de adrese, eram pastor la Tulcea la data aceea. Și ei mă sună, erau doi frați de corp, lideri ai grupului, vrem să venim să ne explici subiectul legea și sabatul. Au venit din nord, Pașcani era centrul, și au coborât în Tulcea. Erau studenți. Au stat la mine 3 zile și 3 zile n-am făcut decât să le explic, entuziast cum eram atunci, despre lege și sabat. Au notat. Au scris tot. Nu erau controverse, erau doar întrebări lămuritoare. S-au întors înapoi tot creștini după Evanghelie. Fără ca să respingă, ci doar n-au înțeles. Prietenia a rămas în continuare atât de mare încât fratele mai mare m-a chemat să-i fac eu nunta. Și a venit pastorul creștin după Evanghelie, el a ținut o cuvântare de 10 minute, iar nu am ținut predica. Și tatăl le-a dat binecuvântarea, cum e obiceiul la ei. Nici nu e pastor, tatăl. Vă dați seama, dragii mei, oamenii aceștia m-au iubit, dar se întâmpla ceva în mintea lor. Sertarele lor erau mai puține decât cele ca să poată înțelege ceea ce le-am spus eu. Mintea lor era setată pe legământul vechi, legământul nou. Iar eu le vorbeam din legământul vechi și nu avea legătură cu așteptările lor. Ei mergeau pe legământul nou. Vedeți? O minte setată într-un fel nu înțelege adevărul. Continuau să fie oameni special, iubitori. Sora Istrate, Gabriela, cea care este cu Adra, a lucrat cu ei când a stat acolo în zona Pașcanului. Au făcut minuni împreună, dar mintea setată e limitată și nu poate înțelege tot. Nu că nu vor. Vom putea condamna pe acești oameni? Dumnezeu știe și în opinia mea, nu. Capacități de înțelegere. Scrie în Tragedia Veacului despre William Miller. Când a aflat adevărul despre sabat, ce s-a întâmplat cu el? Ce scrie? Vă amintiți? Haideți, dacă ați citit Tragedia Veacului. Cum? Pentru că n-a putut înțelege. Sunt limite ale minții. Dacă v-aș vorbi despre dimensiunea a patra, eu nu știu ce e aia. Și nu înțelegi și da, alții înțeleg. Bun. Mai am 2 întrebări. Una nici măcar n-aș pune-o pentru că este de la sine înțeles. Răspunsul se află între ceea ce s-a dat. Cine sunt eu, 144.000? Am mai discutat? Aici. Este un număr mistic, nu e mistic, se află în Apocalipsa capitolul 7 și acolo este un lucru, vă spun acum, ca să nu ia timp mult, 2 lucruri. Deschideți. Urmăriți ce vă spun repede, ca să nu o lungesc. O să vedeți cât de clare sunt lucrurile dacă citim Biblia așa cum scrie. În capitolul 7 este scena finală când Dumnezeu spune opriți vânturile, adică nimicirea pe care diavolul și păcatul le aduce, nu Dumnezeu le aruncă. Țineți vânturile și nu aduceți, nu vă tămați pământul până nu vom pune pecetea pe fruntea copilului Dumnezeu.
slujitorii lui Dumnezeu nostru. Și în versetul 4 spune că, deci până atunci a văzut doar un înger care venind și care striga. Și aude ceva. Am auzit numărul celor păcătuiți, 144.000, câte 12.000 din fiecare trib din cele 12 ale lui Israel. Vă zic că sunt doar 12.000 ori 12, fac 144.000 și sunt doar jidani, zicea cineva, adică evrei. În versetul 9 spune că apoi se uită, după ce a auzit, se uită. Și când se uită, nu vede 144, vede o mare gloată. El a auzit un număr și vede altceva. Aici erau doar evrei, acolo din orice neam, orice limbă, orice semințe și orice popor. Deci, aude și vede. Iar confirmarea vine în versetul 13 și 14. Unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia cine sunt cei îmbrăcați în haine albe și de unde au venit? Iar în versetul 14 se spune, aceștia vin din necazul cel mare. Care aceștia? Care aceștia? Nu, gloata vine din necazul cel mare. Ce spune Spiritul profetic despre necazul cel mare? Ce e necazul cel mare? Noaptea Sântorării. Și atunci, automat, cei 144.000 care sunt singurii care trec prin această încercare și înțeleg că este un număr simbolic pentru o realitate reală.